faptul că în organismul Simonei Halep a existat, chiar și în cantitate foarte mică, această substanță. Asta n-are rost. Am văzut diverse discuții, chiar opinii ale unor persoane importante din tenis, că să caute alt laborator, să mai facă un test. E absolut inutil, n-are rost. Tot ce poate să facă Simona este să-și susțină cauza acum în fața Agenției Internaționale Antidrog și apoi să vedem cum evoluează antidoping și să vedem cum evoluează lucrurile și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ce vă pot spune eu în legătură cu ceea ce am spus? Că nu cred sub nicio formă că Simona Halep a luat în mod conștient o asemenea substanță. Se bazează pe faptul că n-ar avea ce să facă cu o astfel de victorie sau cu astfel de victorii Simona. Simona este un om care e foarte preocupat să fie mulțumit de sine în ceea ce face. Ea chiar a avut o perioadă în care l-a și supărat rău pe Darren Cahill din pricina negativismului ei. Spunea că după ce pierdea un meci, nu sunt bună de nimic, nu o să fiu niciodată o mare jucătoare. Deci ea nu, în momentul în care ar câștiga în mod fals cu ajutorul unor astfel de substanțe, e incapabilă să se bucure de așa ceva, e incapabilă să apară în fața oamenilor care o aplaudă, care o iubesc, ea știind că a obținut lucrul ăsta în mod fals. Aș vrea să vă amintesc că atunci cu Serena Williams, după ce la turneul campioanelor, sunt vreo 5, 6, 7 ani chiar de atunci, după ce am vins-o pe Serena Williams în grupe, în ultimul meci din grupă ar fi putut să nu joace la maximum, să piardă în 2 seturi, nu mai țin minte care era adversara, dar asta era situația, și dacă ar fi pierdut în 2 seturi, atunci Serena Williams nu se mai califica în semifinale. Și pentru Simona era drum deschis către câștigare, a ajuns din nou în finală cu Serena Williams atunci, pentru că ea a înțeles să-și apere corect șansele și a pierdut în 3 seturi, nu în 2 seturi, și Serena s-a calificat. Mi-aduc aminte episodul, da. Vă rog? Mi-aduc aminte episodul, e celebru. Vă aduceți aminte episodul, da. Deci, nu are ce să facă Simona cu astfel de rezultate. Așa este structura ei. Cum s-a întâmplat să ajungă substanța aia în corpul ei, asta n-am de unde să știu, o să vedem, dar cea care trebuie să dea un răspuns în direcția asta este chiar Simona. Ea trebuie să vadă ce s-a întâmplat atunci. Din câte știu, are niște teste precedente momentului în care a fost testată la US Open, are 2 sau 3 teste care erau negative. Da, în mod evident. Dar e un șoc pentru societatea românească. Îmi dau seama că vă mențineți, adică părerea dumneavoastră despre ea nu e schimbată, dar totuși vestea asta în societatea românească va fi resimțită pe alocuri ca o traumă. Cum credeți că va fi privită de acolo înainte? Va fi resimțită fără legătură cu adevărul și cu rațiunea și cu logica acestei situații. Există niște oameni care o antipatizează pe Simona Halep, unii chiar o urăsc, destui, sunt mulți care se manifestă în acest sens și pentru care nu contează. Ăsta este un prilej să spună despre ea și peste 10 ani, care mă drogata aia. Așa vor proceda. Asta nu se mai poate șterge, indiferent cum vor decurge lucrurile în anchetă. Pentru că așa este opinia publică în România, e și în alte țări, dar eu nu vorbesc despre alte țări, că nu trăiesc acolo, vorbesc despre România. Există o tendință esențială în poporul nostru și în opinia publică atunci când e posibil ca în legătură cu o persoană publică să fie valabilă o variantă bună și una rea, există tendința întotdeauna de a fi aleasă varianta rea. Există o dorință de a macula pe cineva care s-a ridicat la niște niveluri înalte de performanță prin muncă și Simona este un exemplu indiscutabil de muncă nesfârșită de-a lungul anilor pentru a ajunge unde a ajuns. Deci asta se va întâmpla, răul a fost făcut, nu se va putea șterge pata asta de pe imaginea Simonei, indiferent ce se va întâmpla în această anchetă în continuare. Rămâne cea mai mare sportivă a României din ultimii ani? Nu e cazul să facem astfel de clasificări cu cea mai mare sportivă și a mai departe. Nu. Se pot găsi și alte exemple, eu știu, Cristina Negu, de pildă, nu? Sigur. Care poate să concureze la acest titlu. Curând, David Popovici va fi clar un candidat pentru acest titlu, chiar dacă nu chiar este în momentul de față. Deci, cu siguranță, Simona este una dintre marile sportive ale României din toate timpurile și care, asta pot spune că este pe locul întâi, a făcut cunoscută imaginea României în lume cel mai mult. A dus imaginea României în lume, numele de România, cel mai mult în ultimii 7, 8, aproape 10 ani.